Primarul Sucevei Ion Lungu s-a aflat săptămâna trecută în orașul Cork, în Irlanda, în calitate de partener la implementarea proiectului Dezvoltare Inteligentă pentru Orașe Europene 2014-2020. El a declarat că orașul irlandez este avansat în ceea ce privește economisirea energiei, dar și gestionarea traficului rutier, menționând însă că acest oraș ar dori să implementeze proiectul Sucevei privind centrala de cogenerare pe biomasă. Săptămâna trecută am participat la adunarea generală pentru proiectul Dezvoltare Inteligentă pentru Orașe Europene 2014-2020 în orașul Cork din Irlanda. Este un proiect foarte important și sigur sunt în ele orașe de renume, orașele lideri în primul rând Stockholm, Barcelona și orașul Köln din Germania, orașe invitate Suceava, Graz în Austria, La Valletta din Malta și Porto din Portugalia. Sigur că am fost acolo, am participat la această adunare generală, am vizitat orașul, am văzut proiectele implementate de partea irlandeză și vreau să vă spun că am venit foarte încântat de acolo vis-a-vis de ceea ce am văzut. Dacă noi suntem la o fază, să spunem, de implementarea proiectului energiei verde în municipiul Suceava, începând cu biomasa și fac o mică paranteză aici, am rămas foarte impresionat primarul de la Cork că noi avem încălzire pe biomasă și dumnealor își doresc să facă acest lucru la Cork și încă nu au reușit. De asemenea, iluminatul public cu tip LED-uri și proiectul care mai avem noi, transportul electric, a fost apreciat. În cadrul conferinței de presă de miercuri 7 iunie, primarul Ion Lungu a precizat că în orașul Cork, sistemul public de iluminat este inteligent, astfel încât lumina crește în intensitate când se apropie o persoană, iar toate autovehiculele care aparțin municipalității sunt electrice. Vreau să vă spun că ei sunt deja la o fază superioară, la o fază inteligentă de implementare a acestor energii verzi. Și vă dau doar câteva exemple la consumul de energie. Pe stradă, când mergi, sigur, becul este aprins la o anumită intensitate pe timp de noapte, ca și la hoteluri, când te apropii de bec, persoana respectivă crește intensitatea becului. La fel la primărie, tot au numai transport electric, acolo ISO aparține de primărie. Începând de la mașinile ISO, mașinile de utilitare ale primăriei, autoturismele, bicicletele electrice, totul este pe transport electric. La fel în domeniul parcărilor, au sisteme de evidență a parcărilor foarte bine puse la punct de fluidizarea traficului. În 2019, această întrunire a orașelor partenere se va desfășura la Suceava. Primarul Ion Lungu, care și-a exprimat încrederea că până atunci va fi implementat proiectul de transport electric în municipiu, iluminatul tip LED și alte proiecte care să fie prezentate partenerilor. Urmează ca în anul 2019, să aibă loc la Suceava această adunare generală pentru orașe europene inteligente în perioada 2014-2020. Sper până atunci să avem și noi implementate în ceea ce privește proiectele de transport electric în municipiul Suceava. La fel de important transportul cu tip LED-uri și alte proiecte pe care să le putem arăta și noi celor care vin în oraș la noi în perioada 2019. Proiectul Dezvoltare Inteligentă pentru Orașe Europene 2014-2020 are ca obiectiv principal transferul de experiență și bune practici, dar cele trei scopuri ale proiectului sunt de a îmbunătăți calitatea vieții pentru cetățenii europeni, de a reduce impactul asupra mediului, al activităților economice și de a crea o dezvoltare economică durabilă.